Salutare tuturor! Am decis să mai schimbăm contentul pe YouTube și vreau să vorbim despre bagnote vechi, izvoare istorice, lucruri vechi și lucruri de ăștia, așa mai departe. Vreau să vă arăt colecția mea de bagnote vechi. Începem din partea aceasta. Am o bagnotă de 5.000 de lei cu Lucian Blaga. Așa arată pe față, Lucian Blaga, niște flori, băncii române, așa, aici o frunză avem, aici scrie cât valorează și atâta. Următoarea este aceasta cu Mihai Eminescu, una 1.000 lei, emisă în anul mai 1993. Bagnota aceasta e din mai 1993. La finalul videoclipului vom vorbi și despre cum le împachetez eu în acest fel. Așa, aceasta este o bagnotă tot de 1.000 de lei, de 10.000 de lei, că nu sunt atent. O bagnotă de 10.000 de lei cu... Cine e ăsta? Nicolae Iorga, care apare în zilele de azi pe bancnota de un leu. Da, pe bancnota de un leu apare Nicolae Iorga. Așa arată pe verso. A doua bancnotă. Asta o las pentru mai târziu. Este cea mai uzată bancnotă din colecția mea. Este o bancnotă de 50 de lei cu Alexandru Ioan Cuza din anul 1900... Bă, dă-l naiba. 1956. Punem aici. După aia urmează această bancnotă. 5.000 de lei. 500 de lei. Că iarăși nu sunt atent. Asta este din anul 1940. Este veche. Hai că m-a luat capul. Asta este din anul 1927. 1972. Nu prea se vede că e scrisul foarte mic. Nu se vede. Așa. Avem bancnota cu eclipsa. Aceasta este cea mai interesantă, pot zice, bancnotă din toată colecția. Când este o eclipsă, aceasta este singura bancnotă emisă în România, care are două ferestre. Prima fereastră fiind aici, și a doua mai avem una aici. Așa, prin fereastra aceasta rozalie, când este o eclipsă, puteți să vă uitați prin ea și se văd ca ochelarii aceia de eclipsă. A doua este o bancnotă de 5.000 de lei din anul 1993. Am uitat să menționez, această bagnotă este emisă în 1999, când s-a făcut eclipsa totală de soare. Așa, aceasta este cu Avram Iancu, de 5.000 de lei, mai zic o dată, mai 1993. Mai avem aici o bagnotă de 10.000 de lei. De 1.000 de lei cu Mihai Eminescu, un mare poet român, din 1998. Această bancnotă e foarte întâlnită prin orice colecție. Și penultima bancnotă este aceasta. Să vă zic, acestea două... Astăzi le-am achiziționat, am dat 5 lei pe fiecare. 5 lei aceasta, 5 lei aceasta. Și chiar se merită. Aceasta am fost într-un târg,
Pe aceasta a cerut 10 lei și am negociat și mi-a lăsat-o la 5. Asta era 5 lei și n-am mai negociat. 100 lei cu... Ăsta e Nicolae Bălcescu, cred. Să fiu și... Da, Nicolae Bălcescu. Și ultima bancnotă și cea mai veche este aceasta de 5.000 de lei din anul 11 august 1945. Deci, din 1945 este bancnota asta, de când s-a terminat al doilea război mondial. De atunci este bancnota aceasta. Așa. Poate ați observat că am și zis că o să vorbim de stilul acesta în care îl împachetez eu. Eu tai o țiplă, le pun într-un colț al unei țiple, tai așa pe margine un pic ca să aibă un pic de spațiu. După aia iau surplusul, îl îndoi pe o parte, ori pe față, ori pe verso și stau foarte bine. Dacă le mai puneți și folie de asta, cum am pus eu, nu mai este riscul de a se rupe. Vedeți? Nu mai este riscul de a se rupe și dacă o mai băga și într-o carte specială pentru bancnote, sunteți boși de boși și nu aveți riscuri să vi se rupă bancnotele. Asta va fi partea 1 pentru că mâine, nu știu când vedeți voi videoclipul ăsta, astăzi este duminică când filmez, duminică seara când filmez și mâine vine luni și mai vine o bancnotă cu Nicolae Brâncuș de 5.000 de lei parcă și vreau să vă prezint și pe aia, o să fac un videoclip special numai pentru ea. Ăștia sunt bancnotele mele, am și dubluri, puteți să mă căutați pe Facebook Sasha Catrinoiu, le vând. Am și monezi, doar că monezile le voi arăta când îmi vine și bancnota cea de 5.000 de lei din 1992, parcă, sau 95. Am uitat. Mai am o bancnotă de 10 lei moldovenești aici. Dacă știe cineva unde este scris anul, chiar nu am căutat, m-am uitat la ea. Aceasta nu e românească, este din Republica Moldova și încă funcționează, încă e pe piață. Și nu văd anul, nu găsesc anul. Dacă știe cineva dintre voi, să-mi spună și mie pe unde este anul pe o bancnotă de asta, că l-am căutat într-o zi, mi-am luat o zi numai pentru bancnota asta să caut anul de fabricație. Așa, eu am niște lucruri izvoare istorice la străbunica, la stră, la, da, la străbunica mea în sat și mi-am făcut ca un fel de muzeu. Mi-am făcut un muzeu. În cocina porcilor, nu-i de râs, pentru că în cocină n-am mai fost porci de vreo 3 ani, să zicem, și nu este gunoi, nu e nimic, este foarte bine. Și am o grămadă de lucruri vechi, am lanternă cu baterie pătrată, bormașină de aia manuală, putineie, multe linguri de lemn, mască de gaze, mască de sudură, o grămadă, nu pot să le enumăr pe YouTube că mi-ar lua o grămadă de timp, dar voi lua un videoclip special, am două părți în muzeul ăla, pentru că vin două cotețe de porci și am în două camere de vreo 2 pe 2, 2 metri pătrați pe 2 metri pătrați, am o grămadă de izvoare istorice, am oale, am ce nu am pe acolo. Și nu numai de ăștia care ziceți că le aveți și voi la țară, am și lucruri mai speciale care nu prea se mai găsesc deloc. Și vom lua un videoclip special să vă arăt numai ce am acolo. Da, sper că v-a plăcut. Ăștia sunt bancnotele.
O să vă arăt în alt videoclip și muzeul, bancnota care va veni și monezile. Așa că, pa!